Vă salut în Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecicu Căștău și mă bucur mult că astăzi începem o conferință, cred eu, mai deosebită și nu de aceea că este la noi în bibliotecă, dar de aceea că o să fie sonorizate niște comunicări, cred eu, foarte deosebite, cu siguranță. Avem oaspeți din țară, avem oaspeți de la Chișinău, specialiști în hazdeologie și bănuiesc eu că o să vă simțiți bine și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mai așteptăm o echipă de la Unitatea Militară, care eu o văd pe fereastră că deja vine, așa? Așa că să nu vă deranjați atunci când o să intre militare. Mai întâi de toate, cu un cuvânt de salut, este prezent alături de noi directorul Bibliotecii Centrale, doamna Maria Pilkin, scriitoare, poetă, critic literar, care o să vină cu un salut conferinții noastre. Poftiți, doamna! Dragi prieteni, bună ziua! Vă salut aici și, în primul rând, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ajungeți să fiți alături de noi în cadrul acestei conferințe. Pentru că știți că astăzi nu ducem lipsă de bani, ci ducem lipsă de timp. Și faptul că ați putut ajunge aici e cel mai bucurător fapt, să zic, pentru noi. Unul la mână, doi la mână, în primul rând vreau să salut pe distințiile doamne, doamna Maria Pesciu, vă rog să salutați, și doamna Diana Puranu, care a mai fost la noi, e deja prieten primer al bibliotecii noastre. Doamnele vin de la București. Și uitându-mă așa în grabă peste programul conferinței, m-am bucurat, în primul rând, pentru că Adriana Ungureanu este doctor în economie și m-am bucurat de această interdisciplinaritate. Pe de altă parte, ea este o foarte bună scriitoare, o prozatoare care știe să romanțeze istoria. Din ceea ce am citit eu, o carte despre Iulia Hașdeu, și are o deschidere aparte pentru tot ce înseamnă Hașdeu. Și doamna Maria Pesciu este doctor în istoria medicinei. Și iarăși m-am bucurat această interdisciplinaritate, dar am înțeles de la domnul Moraru, colegul meu, că aveți o deschidere aparte pentru tot ce înseamnă Hașdeologie și biblioteca. Atunci suntem și colegi. Și vă zic că acest fapt m-a bucurat și vă asigur de toată aprecierea noastră și de faptul că prezența noastră aici e, adaugă o plus valoare, dacă vreți, conferinței evenimentului, dar și pur uman. Ați făcut o cale destul de lungă ca să veniți să fiți alături de noi. Pentru asta chiar salutăm. Ce vreau să zic eu și pentru ceilalți care au venit, avem niște brave ostași care s-au alăturat și acesta ne bucură, pentru că eu cred că și un soldat, nu știu, un carabinier trebuie să fie un intelectual și într-o societate normală așa se întâmplă și el trebuie să știe cine este Bogdan Petrecicu Hașdeu. Și în acest sens apreciez insistența colegului meu, domnului Alexandru Moraru, care mereu îi invit la evenimente de acest fel. Eu zic să dăm startul conferinței, pentru că avem invitați care vor vorbi. Sper să se întâmple o comunicare necesară, plăcută și frumoasă. Observați că avem și niște tablouri pe pereți. Acum, vreo 10 minute în urmă, am deschis această expoziție. De aceea puteți să și ascultați, să și priviți. E o combinație care e specifică timpului nostru. E acest amestec, melanj de toate, pentru toți, dar în sensul bun.
Mulțumesc în mod special domnul Alexandru Muraru pentru tot ce face la Biblioteca Centrală. Observați, sala este plină. A crezut un tabor. Sala este plină și le datorăm dânsul. Și transmit microfonul pentru că el știe foarte bine ce trebuie să facă mai departe. Mulțumesc mult, distinsă doamna. Ținând cont de faptul că suntem foarte prinși cu timpul, probabil că normal ar fi ca să trecem în direct la comunicări, deși mai aveam o surpriză, dar se pare că o să se întârzie, deoarece e vorba de directorul editurii Știința, domnul Gheorghe Prini, care a pregătit pentru noi o surpriză, și anume volumul 17 a colecției Moștenire, Bogdan Metricei Coșleau cu opere. Din acest motiv o să trecem direct la comunicări și prima comunicare care vă pun la dispoziție este doamna doctor în economie Adriana Ungureanu, care va vorbi despre enciclopedistul Bogdan Petrucei Coșleau în postura de economist. Poftiți, doamna. Și departe de a fi epuizat sursele,
Aș spune că am identificat patru autori, mai bine zis, dacă ne uităm la ultimul rând, sunt mai mulți autori, deci o suită de autori, care au reușit să vadă în Bogdan Petricei cu HD-ul calitatea de economist. Primul ar fi Iuliu Dragomirescu. Mi-am pus problema dacă toți aceștia care au văzut, l-au descoperit pe economistul HD-ul, dacă ei înșiși au avut pregătire de economiști. Ei bine, Iuliu Dragomirescu iese un pic din acest tipar, întrucât el studia dreptul și literele și în momentul în care a scris prima carte bibliografică despre viața lui HD-ul în 1905. HD-ul încă era în viață, se pare că i-a dat acordul pentru a publica informațiile respective și acesta lucra unde, altundeva decât la Ministerul Finanțelor. Iată că lucrurile oarecum se leagă. Și un alt autor care a vorbit chiar și a dedicat o carte economistului Bogdan Petricei cu HD-ul este nimeni altul decât Victor Slăvescu, recunosc. Îi mulțumesc domnului Alexandru Valeriu Moraru. Dânsul este cel care mi-a recomandat această sursă bibliografică de care în România se vorbește mai puțin aproape deloc. Este un autor uitat, deși a avut o contribuție însemnată la istoria gândirii economice din România. Un alt autor este Vlad Radu Dan, care l-a privit pe HD-ul într-o lucrare, dar dintr-un unghi mai îngust, în momentul în care acesta era interesat să vadă contribuția lui HD-ul referitoare la contraindustrializarea din perioada 1859 până în anul 1900. Și nu în ultimul rând, există o suită de profesori și de studenți ai Academiei de Studii Economice care au elaborat un articol despre gândirea economică, răspândirea gândirii economice în poporul român cu studiu de caz aplicat pe Bogdan Petricei cu HD-ul. Nu voi insista foarte mult din lipsă de timp ca să meargă mai repede, dar mi-a plăcut foarte mult. De ce nu se vede oare? Nu se încarcă? Nu-i nimic. Am să vă povestesc eu. Există... nu știu de ce nu se văd mai departe. Ba da. Ok, da, așa, apar. Ok. Deci, este... Iuliu Dragomirescu spunea că despre un autor se poate vorbi în... mai bine zis despre viața unei personalități, se poate vorbi în două feluri. Și anume, înșirând evenimentele personale ale evoluției sale omenești și nu mă studiindu-i operele, ceea ce am... la această metodă am recurs eu în momentul în care am creat romanul dedicat lui HD-ul. Și o a doua metodă ar fi studiindu-l simultan și tălmăcind pe cele din urmă prin cele din tăi. La această metodă am recurs în cazul lui Bogdan Petricei cu HD-ul. Să vedem la ce metodă a apelat Iuliu Dragomirescu. Păi a scos în evidență un manuscris de-al marelui cărturar, prin care am reținut ideea că și recomandarea celui din urmă, ceea ce am spus despre operele scriitorului trebuie să se aplice și la împrejurările vieții lui. Cu alte cuvinte, este o invitație de a căuta în scrierile economice ale lui HD-ul, să căutăm economistul Bogdan Petricei cu HD-ul. Dacă ne uităm la acest manuscris, o să observăm, folosește o exprimare metaforică cu puternic accent economic. Vorbește de producțiune în loc de creație. Vorbește de producțiune particulară în loc de creativitate personală. Vorbește despre economia a doctrinei, da? Când el de fapt face referire la o filozofie de viață. Și așa mai departe. Deci HD-ul avea acest talent să se exprima și denotă faptul că avea, să zic așa, economia în sânge. Iuliu Dragomirescu mi-a permis să fac un inventar al scrierilor economice, pur economice, nu neapărat, dar o să vedeți imediat de ce. Am reținut că în 1859 HD-ul a scris și a publicat Negoțul moldovean sub Alexandru cel Bun, care este meritul acestei lucrări. Faptul că este punctul de pornire, să spun așa, al istoriei gândirii
economice din România, prin simplul fapt că se realizează un inventar al activelor Moldovei secolului al XV-lea, iar Iulu Dragomirescu vine să întărească această convingere prin afirmația proprie care spune că această lucrare dă dovadă de întinse cunoștințe de economie politică. Experiența economică a lui Hajdeu ar fi susținută și de faptul că în 1860 el a devenit profesor la Catedra de Istorie, Geografie și Statistică de la Școala Reală din Iași. Iorga susține că el ar fi fost doar profesor de istorie. Hajdeu, pe prima parte, chiar pe coperta broșurii Industria Românească Străină și Ovrească, el declară că este fost profesor de statistică. Părerea mea este că să-l credem pe cuvânt, pentru că o să vedem că probabil că sursele, având în vedere că s-a și desfințat Școala Reală, sursele trebuie verificate și până la proba contrarie, eu zic că putem să-i dăm credit. Ulterior s-a mutat la Școala Reală și, într-adevăr, a devenit profesor de istorie, așa cum confirmă și Nicolae Iorga. În 62 publică, văd că aici nu apare, dar vă spun eu, documentul lui Petru Vodă Șchiopul, o lucrare pur istorică, dar care pune în evidență importanța comerțului polon și evreiesc cu Moldova. Iată încă o lucrare istorică cu puternic accent economic. Între timp, Hajdeu comite, eu știu, fapta de a fi publicat novela Minguța sau Duduca Mămuca, de pentru care este sancționat, este trimis la București. Și de ce se ocupă? Acesta ajunge membru în Comisia Documentelor, unde principala lui datorie a fost de a scoate în evidență toate documentele care au permis crearea unui inventar a activelor mănăstirii, să se identifice sursele, veniturile mănăstirilor și să evalueze averea mănăstirilor. Meritul Hajdeu nu este neapărat o contribuție pur economică, cât faptul de a oferi suport economiștilor, în ghilimele, de a trage niște concluzii. Apoi, o altă lucrare de referință, destul de contestată din punct de vedere economic, nici nu este menționată, de fapt, dar eu susțin că el are vădit caracter economic, este Talmudul ca profesie de credință a poporului israelit. De ce? Pentru că aici se vede obsesia lui Hajdeu pentru modul cum evrei câștigau bani, cum stabileau dobândă, cum se organizau ei între ei în detrimentul neevreilor. O altă lucrare importantă este Industria Națională Străină și Industria Ovrească, republicată sub diverse titulaturi, frânturi de articole, cum ar fi ce este concurența, agricultura și manufactura. În ciuda faptului că această lucrare are un caracter pur economic, evidențind teoria concurenței din perspectivă completă, aș spune, și în favoare și în defavoare, aducând argumente potrivite pentru argumente ale unor economiști consacrați cu referire la surse, cu bibliografie completă. Din păcate, valoarea științifică a acestei lucrări se diluează în momentul în care argumentele sale la ideea de ce românii nu reușesc să facă față concurenței evreiești, aceea că evreii ar avea tendința de a câștiga fără muncă, lipsa simțului de demnitate, vrăjmășia contra poporului, acestea nu sunt argumente științifice, este clar ura, să spun așa, manifestată cu voluptate, dar justificată de contextul istoric în care acesta s-a manifestat. În momentul în care am să public lucrarea, am să specific un pic datele istorice ale momentului, pentru că, de fapt, eu am găsit că ar avea o oarecare justificare acest comportament. Întotdeauna ne comportăm
în funcție de experiențele noastre din trecut. O altă lucrare de referință cu accente economice ar fi boierismul. Deși pare o lucrare istorică, economiștii ar putea să vadă niște informații potrivite. Ce deducem din această lucrare? Că faptul că HDM era un susținător al democrației, faptul că accepta ierarhizarea și proprietatea individuală, dar era un idealist, considera că aceasta trebuie să fie rezultatul talentului și muncii fiecărui om. O altă lucrare economică de referință este Hârtia Brătianu, în favoarea căruia se își exprima opinia, și Hârtia Blarenberg, împotriva căreia acesta și, era, se manifesta, contrazicându-l pe cel din urmă, prin faptul că hârtia emisă ar fi de genul asignatelor din Franța care au dus la falimentul statului francez. Ei bine, a încercat să mai facă niște lucrări, niște monografii, pentru că se pare că era foarte potrivit și foarte specializat pe această muncă, dar nu a reușit să ducă la capăt. Ar fi dorit să scrie despre Calafatul, Giurgiu și Cetatea Neamțului. De ce? Pentru că acestea, începând în antichitate până în Evul Mediu, au fost puteri importante centre comerciale din România. Printre ultimele sale lucrări economice ar fi Moșiile statului român. Din păcate, în ciuda faptului că acesta este un studiu juridico-economic, este de fapt o replică la Negruții, Xenopol și Maiorescu, la juriniștii care i-au dat de furcă întreaga viață. Apoi, trec un pic în revistă, trec pe Victor Slăvescu. Meritul acestui autor este, pe lângă faptul că a reușit să scoată în evidență toată opera economică a lui HDU, care până în 1943 nu a mai fost publicată, republicată, acesta spune că contribuția lui HDU este de a aduce studii și cercetări importante, de a aduce soluții practice, nu numai teoretice, cum procedau ceilalți gânditori economici ai vremii. De la el aflăm o idee pe care am mărturisit-o, de fapt, HDU în scrierea sa, că era adeptul lui Friedrich List, adică al protecționismului, și astfel îi lăuda pe Dan Marțian, pe Ion Ionescu de la Brac, pe Nicolae Șuțu și îl critica astfel pe liber schimbistul Ion Strach. De ce? Era normal, era o divergență de viziune economică. Ce deducem noi din scrierea lui Slăvescu? O informație importantă ce spuneați noastră despre interdisciplinaritate. La HDU remarcăm o transdisciplinaritate, deci dincolo de limitele disciplinelor respective. Nu exista acest termen pe vremea lui Slăvescu, dar mărturisește sincer că scrie, pe lângă scrierile sale economice, s-a aduc argumente de ordin filozofic, politic, din domeniul juridic și, de ce nu, chiar literar, bineînțeles, un domeniu pe care HDU stăpânea foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult remarca lui Slăvescu. Spunea că naționalismul HDU a determinat și influențat pe economistul Bogdan Petricei cu HDU. Am spus că un alt scriitor, un alt economist consacrat, Vlad Radu Dan, este un membru al Academiei Române din perioada comunistă. Acesta l-a surprins pe HDU în momentul în care îl interesa strict perioada, teoria și tot ce făcea referire la industrializare de după unificarea dintre Moldova și Țara Românească, până la anul 1900. Și acesta recunoaște că HDU merită să stea alături de Dan Popa-Marțian, de Ade Xenopol, de Aurelian. Îi recunoaște contribuția la dezvoltarea nu numai gândirii, dar și la propunerea unor soluții viabile în contextul economic al vremii. Următoarea suită de autori face referire la faptul că HDU este aproape uitat de istorici și s-a străduit din greu să facă, în ciuda faptului că acesta s-a străduit din greu să familiarizeze publicul cu gândirea economică occidentală.
Nu știu dacă este vorba de o gândire economică occidentală, pentru că după cum am văzut când am spus despre protecționism și liber schimbist, deci erau mai multe curente de gândire, dar el a adoptat niște idei sau militat pentru niște idei care erau potrivite momentului. Și o să revin asupra acestui aspect în foarte puțin să vă spun de ce. Slăvescu a făcut un inventar al scrierilor pur economice. El a identificat 6 scrieri ale lui HD-ul. Eu am arătat că mai sunt și altele și o să mai vedeți că am mai descoperit între timp și altele. Căutăm firul economic pe linia transdisciplinarității. Despre industria națională v-am zis, la agricultură și manufactură, foarte pe scurt, HD-ul milita pentru ideea ca România să nu rămână o țară agricolă, să nu depindă de străini, să-și dezvolte manufactura într-o direcție în care să valorifice materia primă a agriculturii. În ocnele din România, el a făcut un inventar al ocnelor. Să știți că ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă se pare că are ca sursă gândirea lui HD-ul. S-a dezvoltat, el propunea dezvoltarea industriei cărnii și a peștelui care să valorifice sarea și să fie destinate exportului, ceea ce, mă rog, într-o anumită măsură s-a și întâmplat. O altă lucrare despre care vă spun foarte pe scurt este tratatul domnului Strat. Este o recenzie publică, este mai mult un drept la replică, nu neapărat drept la replică, este o recenzie destul de răutăcioasă și de acidă. HD-ul avea acest dar de a fi foarte vehement, era cam slobod în atitudine. Deși culmea este că lucrarea este pur economică, deci totul face referire la cartea lui Strat, pe care o contrazice și o desfințează, dar desfințează și pe el ca om, deci depășește un pic granița științei. Ultima lucrare sau ultimele lucrări au fost scrise prin anul 1871 și, cum am mai spus, până în 1943 acestea nu s-au mai publicat. Eu, în continuare, cercetarea am să mă direcționez spre a vedea, pentru că între 1875 și 1891 au avut loc niște evenimente, și anume s-a recurs la liberalism, s-au deschis granițele între țările române și Imperiul Austro-Ungar, din punct de vedere economic, fapt care a subminat oarecum posibilitatea de dezvoltare a manufacturilor românești. Și atunci, iată cum idealul HD-ul de protecționism în 1891 a fost aplicată pe un nomenclator de 600 de articole. Vreau să văd, să identific în lucrările lui HD-ul dacă el face vreo referire la așa ceva sau s-a oprit până la momentul 1871 și mai departe nu s-a mai întâmplat nimic. De asemenea, un alt moment important pentru istoria economică a României, în 1880 s-a constituit Banca Națională a României, lucru pe care nu l-am găsit nicăieri până acum, dar cercetarea mea continuă. În România am avut posibilitatea să public două poezii deocamdată, între timp au devenit 3 și cercetarea este în curs de desfășurare. Am descoperit că HD-ul, cum spuneam, folosește exprimarea prin metafore economice. Iată că am de identificat și poezie putentă economică. Era vorba la momentul respectiv când a publicat în literatura de azi despre sărăcia și România. Între timp am mai găsit încă una, nu are titlu. Este un pamflet dedicat cuiului lui dintotdeauna, respectiv evrei, în care vorbește clar de profit, de bani. Achiba este chiar un nume deloc întâmplător. Achiba înseamnă economie în ebraică. Deci HD-ul era un bun cunoscător și un foarte bun înnoitor al cuvintelor. Dacă până în 1871 identificăm un HD-ul scriitor economist, după această perioadă, eu personal identific și văd în HD-ul un antreprenor, un întreprinzător. Pe vremea lui, bineînțeles, nu existau acești termeni, poate întreprinzător, da, se mai găsește, dar antreprenor nu. Este un cuvânt specific, să spunem, ultimilor 50 de ani. De ce antreprenor? Păi da, dacă stăm și ne gândim numai câte reviste a coordonat în calitate de
patrona lor, putem să spunem că el a fost un antreprenor, da? Iar întreprinzător, de ce? Avea un talent de a scoate din, cum se spune, bani din piatră seacă. Deci se descurca, se descurca să susțină familiile alea, în felul lui, greu, nimic, că banii nu se fac ușor, se descurca să susțină familia la Paris, să-și publice toate lucrările, să își financeze deplasările și așa mai departe. A avut acest talent, deci se pare că el a fost, a avut economia, cum am spus, în sânge. În concluzie, aș fi vrut să recurg oarecum la afirmația lui Dragomirescu. Acesta spunea că el a reușit să resuscite poetul Bogdan Petrice cu HD-ul prin lucrarea sa. Eu spun că, sau mai bine zis, încerc să resuscit economistul din Bogdan Petrice cu HD-ul. Fac o mică conexiune la Slăvescu, prin care spunea că naționalistul HD-ul a determinat economistul Bogdan Petricei cu HD-ul. Din punctul meu de vedere, eu zic că istoricul Bogdan Petricei cu HD-ul a pus în lumina reflectoarelor, l-a pus în lumina reflectoarelor pe Bogdan Petricei cu HD-ul. Și pentru că vă spuneam, o să găsiți un articol mult mai elaborat și cu date mult mai consistente. Acest articol, pe de o parte, va fi publicat la Biblioteca Centrală, la publicația personală a Bibliotecii Bogdan Petrice cu HD-ul din București și totodată se cuvine, ca o dreptate istorică, să public acest material în revista nouă, cea care a fost întemeiată inițial de Bogdan Petrice cu HD-ul și care, în momentul de față, este administrată de domnul Florin Dochia, un câmpinean, privitor de HD-ul, care organizează evenimente superbe la Castelul HD-ul și care m-a împuternicit să donez bibliotecii o foarte scurtă colecție din revista nouă. Deci din 1994, iată, intenția lui HD-ul continuă în zilele noastre sub forme contemporane. Vă mulțumesc mult de tot! Ne oferim cadouri. Eu aș dori să îi ofer doamnei Adriana Ungureanu diplomă de excelență. Se acordă doamnei dr. Adriana Ungureanu pentru valoroasa și consecventa contribuție personală adusă cercetării în domeniul hagiologiei și culturii spirituale românești de ambele maluri ale Prutului, inclusiv participarea în comunicări la conferințele științifice organizate de Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale BPHD. Dragi prieteni, vreau să zic că o comunicare chiar necesară, mi se pare, cea cu care a venit doamna Adriana Ungureanu, pentru că această comunicare a diluat preocupările valoroase ale celor care s-au apropiat până azi de HD-ul. Vedeți că HD-ul a fost un enciclopedist. HD-ul nu a fost doar filolog, istoric, prozator, dramaturg. El a fost un homo universalis, dacă vreți. De aceea, această apropiere de HD-ul mi se pare una firească și probabil chiar necesară. Astăzi, când trăim un secol pragmatic, care încarcă în statistici, în cifre, mi se pare un lucru firesc să ne apropiem și așa. Și acum urmează o altă distinsă doamnă și acum am văzut cum a făcut domnul Moraru acest program și chiar am văzut că a scris cuvântul distinsă, ceea ce nu e rău. Ține foarte mult la invitatele lui. Este vorba despre doamna Maria Pesciu, doctor în istoria medicinei.